Din cauza unor probleme la nivelul Ministerului de Interne, achiziția de materiale necesare imprimării actelor de identitate este întârziată, iar acest lucru afectează activitatea tuturor direcțiilor și serviciilor de evidență a persoanelor din țară. Această deficiență a condus la o întârziere de 20 de zile pentru cetățenii din Drobeta, Turnul Severin. La Drobeta, Turnul Severin, angajații Serviciului Public de Evidență a Persoanelor sunt nevoiți să trimită la tipărit doar o parte dintre documentele pentru care au fost depuse cereri. Timpul de așteptare în ultimele două săptămâni a crescut până la 20 de zile. În momentul de față nu sunt materiale suficiente pentru eliberarea cărților de identitate pe care le solicităm. Câte solicitați pe zi? În momentul de față avem undeva la 80 de cereri pentru eliberarea cărților de identitate. Zilnic? Zilnic. Și câte onorați? Până la 20 de cărți de identitate. Ce v-au spus cei de la minister? Ne-au înaintat o dispoziție că termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea de identitate este de minim 20 de zile. În mod normal, în cât timp eliberați o carte de identitate? Serviciul de evidență a persoanei din cadrul primăriei Drobeta, Turnul Severin, termenul de soluționare este de maxim 5 zile. Era. În momentul de față s-a prelungit la minim 20 de zile. Oamenii ce spun? În primul rând, trebuie să gestionăm situația în așa fel încât să putem să și soluționăm anumite cereri care este imperios necesar la un termen de 5, 7, 10 zile a celor cetățeni care chiar au nevoie de actul de identitate. La Serviciul de Evidență a Persoanelor din Drobeta, Turnul Severin sunt depuse zilnic cel puțin 80 de cereri pentru emiterea sau schimbarea cărților de identitate. În ultimele săptămâni au putut fi imprimate doar 20 pe zi, așa că timpul de așteptare a crescut de la 5 la 20 de zile. Aceea situație se repetă aproape an de an, iar cei responsabili de furnizarea materialelor nu au oferit niciun răspuns ori soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Este foarte complicată situația, din păcate nu există materiale pentru perfecționarea actelor de identitate, termenul în momentul de față fiind de minim 20 de zile. Cam asta este situația. Vin oamenii peste dumneavoastră și peste lucrurile? Vin oamenii, vin. Media este de 80-90 de oameni pe zi. Materialele pentru actele de identitate din toată țara sunt trimise de la București, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Autoritățile nu au oferit un termen pentru remedierea acestei probleme.